Stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune, este bine să știi. Mă bucur că ne putem vedea după atâta vreme. Sper să vă găsesc bine, sănătoși în nouul an și sperăm să vă ținem captivați și pe parcursul acestui an cu subiectele noastre. Astăzi un subiect sau două subiecte foarte importante pentru viața noastră. Este vorba de moarte și înviere. Însă, înainte de a vedea ce spune Biblia din punct de vedere spiritual despre moarte și apoi despre înviere, aș vrea să vă spun că acum mulți, mulți ani, un mare navigator portughez, Vasco da Gama, mai precis în 1498, este trimis de regele Spaniei în Indii ca să cumpere condimente. Teama echipajelor, celor 7 corăbii care plecase spre Indii, era una singură, și anume că în capul torturilor, adică în sudul continentului Africa, atâta cât arătau hărțile la acea vreme, echipajele și echipajul lui Vasco da Gama credeau că acolo se termină lumea. Însă acest om de mare valoare i-a încurajat, i-a mărbătat și au trecut cu bine peste acest cap, capul torturilor, și au ajuns cu bine în India, de unde au făcut comerț cu mirodenii. De atunci, din 1496 până astăzi, acest cap se numește Capul Bunei Speranțe. Vreau să aduc în această zi, să vă aduc o speranță. Chiar dacă moartea este un adevăr indubitabil, toți vom trece pe acolo, indiferent că suntem buni, că suntem răi, există o speranță, doar la bunul Dumnezeu, că vom fi înviați într-o zi. Vom vedea în ce circunstanțe, vom vedea în ce condiții, apelând la invitatul meu, domnul Negruț Nastasie, dumnealui vine dintr-o comună foarte bogată din județul Galați, din Matca. Este un om deosebit, un om pe care l-am auzit de multe ori vorbind și predicând despre Dumnezeu. Este un om spiritual, un om de la care am avut ce să învăț. Și mi-am permis în această zi să-l invit și să mergem împreună pe această frumoasă traiectorie numită Sfânta Scriptură. Bine ați venit! Vă mulțumesc că ați acceptat să vă rupeți din timpul dumneavoastră și să ne vedem, să vorbim despre Bunul Dumnezeu. Plăcerea mea ca să descoper pe Dumnezeu așa cum și El mi s-a descoperit. Mulțumim! Mulțumim! Avem nevoie și eu și stimații telespectatori care ne urmăresc în aceste momente. Așadar, acestea fiind temele, mă gândeam să începem cu începutul, cu Geneza, ca să folosesc un cuvânt dual, și Cartea Genezei și începuturile. Cum am fost noi creați la început? Lui Dumnezeu i-a plăcut ca să creeze totdeauna, tot timpul. Și atunci când a creat această planetă, a avut ca scop ea să fie populată de ființe iubitoare, ființe ascultătoare. Chiar a fost un experiment al dragostei, al iubirii sale. Și parcă văd că după ce a sfârșit toată lucrarea, așa cum citim în cartea de început, cum a spus în Geneza, unde sunt Sfânta Scriptură ca fiind ghidul nostru, după ce a creat cerurile, pământul și tot ce este pe ele, așa s-a zis, a creat pe om. A creat pe om. Și chiar la începutul cărții, în capitolul 2, este descris această facere a omului. Dacă îmi permiteți, chiar ar da să citire acestui pasaj, pentru că nu necesită niciun comentariu, el este pe înțelesul tuturor și în același timp ascuns de ascultătorii, cei care nu cred ca Biblia fiind descoperirea, fiind cuvântul Dumnezeu, fiind cartea Dumnezeu, fiind scrisoarea de dragoste al Dumnezeu.
Iată istoria cerului și pământului când a fost făcut în ziua, când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și cerul, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, ci un abur se ridicat pe pământ și uda toată fața pământului. Și acum versetul pe care doresc să-l subliniem, cu care să mergem în studiul nostru: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Este foarte important această imagine a lui Dumnezeu, creatorul Universului, suveranul Universului, să coboare, da? Să modeleze pe om. A pus mâna, deci, Dumnezeu pe omul la început, pe Adam, l-a modelat făcând toate modularele, toate sistemele, totul, dar lipsea ceva, scânteia de viață. Vedeți, și astăzi, în știința, poate să facă orice și vizităm. Am vizitat de curând un muzeu din acesta de, da, de ceară. Jur că este originalul. Originalul. Dar lipsește ceva, esența, lipsește viața. Vedeți? Mm-hmm. În momentul când Dumnezeu s-a plecat și a suflat în nări suflare de viață, astfel omul a devenit suflet viu. Este foarte important și foarte interesant această remarcă, tocmai în ciuda faptului că este atât de clar arătată, este atât de controversată această idee. Da? Între suflet, da. Adică ce este omul, da? Ce este omul? Este trupul sau este sufletul? Pe când aici spune omul din țărână plus suflare egal sufletul. Deci trebuie să îndeplinești aceste două condiții. Fără aceste două condiții sunt indispensabile, sunt inseparabile. Sunt inseparabile. Nu poți vorbi despre un suflet. Spre exemplu, dacă cineva ne vede aici la această emisiune, zice, au fost acolo două suflete deosebite. Deci, suflete, de? La ce se referă? La persoana însăși, înțelegi? Exact. Da. Puțin mai înainte de capitolul 2, citim că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea noastră a lui Dumnezeu, da? Sfântul Treim. În momentul când am citit acel text din Geneza 1:26, m-am gândit la obâșia noastră, a oamenilor. Este o obâșie superioară, exact, nu inferioară. Unii ar spune, adepții unui anumit curent, numit evoluționism, că ne-am trage dintr-o primată, dintr-un animal care am evoluat, după care am evoluat și am ajuns astăzi, în 2019, așa inteligenți. Zâmbesc pentru că m-am auzit o versiune că ar fi contestat maimuțele când ne tragem din ele, pentru că zice, în mijlocul nostru nu sunt certuri, nu sunt lucruri, exact, da? Și zice să dau judecată pe om pentru că, da. Interesant. Da. Bine, când Sfânta Scriptură se referă la omul ca fiind făcut după chipul său, neapărat are în vedere un anume contur, o anumită înfățișare, ci referirea este cu totalitate la chipul său moral, la caracterul lui Dumnezeu implantat în om, la însușirile acelea, da? Exact. Adică a milei, a iubirii, a iertării, a împreunei simțiri, a bunătății și așa mai departe. Deci acestea pe care ulterior vom vedea în timpul emisiunii, că ulterior vrăjmașul le-a șters acest chip al lui Dumnezeu din om. Este păcat că am început-o așa de bine ca nație, ca oameni, și astăzi am ajuns la o degradare continuă. Cum s-a întâmplat acest lucru? Da. Omul n-a fost creat nemuritor, însă cu posibilitatea de a trăi veșnic. Condiționat. Nemurirea a fost condiționată. Și anume, în dragostea sa, Dumnezeu i-a oferit un test în privința aceasta, al ascultării.
un test al ascultării, oferind libertatea de alegere a omului, liberul arbitru, tocmai în aceasta constă și dragostea lui Dumnezeu, că îți dă posibilitatea să spui și nu acolo unde tu alegi să spui. Sigur că Dumnezeu a făcut o cu risc lucrul acesta, dar asta este natura lui Dumnezeu. Asta este natura lui Dumnezeu. Și în ciuda faptului că a primit instrucțiuni foarte concrete cu privire la acest test, i-a zis, ai libertatea, ai plăcerea să servești, nu luni de aici, mari de acolo, după gust, după plăcere, din orice pom. Mă gândesc dacă s-ar fi spus invers. Nu? Poți să mănânci numai din pomul acesta acolo, știți, și din celălalt nu. Dar din contră, Dumnezeu ne oferă nouă majoritatea, nouă totuși. Și în momentul când a intervenit neascultarea, atunci un potop de nelegiuiri s-a deschis. Capitolul 3 detaliază foarte bine cum a intrat răul în univers și în planeta noastră în mod special. Așa că este un nonsens și este chiar o blasfemie și mă doare atunci când oamenii pun pe seama Dumnezeu tot felul de catastrofe și tot felul de nenorociri, chiar personale sau naționale sau la nivel global, când spune ai văzut Dumnezeu ce a făcut în cutare loc, și nu sunt deloc de acord cu aceasta, pentru că în spatele acestora este o altă forță. Dumnezeu, din contră, este izvorul a oricărui dar bun, spune Sfânta Evanghelie în Iacob 1 cu 17. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit vine la Dumnezeu. În spatele blamării lui Dumnezeu nu stă cumva natura noastră omenească de a judeca, de a fi supuși păcatului? În spatele acestui rău este altcineva care este mai mare decât omul, mai puternic decât omul. Răul acesta a avut loc mai întâi în Universul Dumnezeu. Discordia, stricarea armoniei, intrusul acesta a venit mai degrabă în ceruri. Când Lucifer, îngerul de lumină, am putea să spun că era cel din tâi în ce privește ierarhia îngerilor, era Luceafărul, da, strălucitor, fiul zorilor, îl descrie Biblia în capitolul 14 din Isaia și în Ezechiel, foarte frumos despre el, deci n-avea niciun cusur, niciun motiv care să se împotrivească, dar s-a născut în inima lui, da, crederea în sine, dorința de înălțare, să fiu ca Dumnezeu, deși era imediat după Dumnezeire. Este interesant, știți? De aceea e o taină cum anume s-a născut acest gând în Lucifer. Așa pentru este. Că, repet, nu avea niciun cusur. Și niciun motiv. Niciun motiv pentru care să... Exact, niciun motiv. Cum s-a manifestat această revoltă a lui Lucifer asupra noastră? Deci această revoltă, vedeți, a fost din aproape în aproape ca piatra pe care o arunci în apă. Din aproape în aproape. Eu suflu ție, ca prieten, tu dai mai departe, tot mai este și o vorbă în popor, zice, vreau să spun o vorbă, dar nu știe nimeni, știți? Și s-a dus din aproape în aproape. Și a găsit îngeri care și-au plecat urechea la nemulțumirea lui și au făcut echipă în privința aceasta. Până la urmă, această revoltă a crescut încât a scăpat de sub control. A scăpat de sub control chiar. Da. Și în ciuda faptului că Dumnezeu în tot știința s-a luat toate măsurile, dar însuși Satana, recunoscând că este greșit, dar și-a zis e prea departe ca să mă mai întorc. Deci mândria l-a împiedicat ca totuși să se întoarcă. Și în urma acestui păcat al Lucifer, da, contaminându-ne și pe noi. Deci el nu s-a mulțumit, sigur că da, el nu s-a mulțumit, ci el a fost gelos pe ființele pe care Dumnezeu le crease și care râvneau ca să ocupe locul de ascultare pe care el a pierdut prin neascultare și în felul acesta a încercat, cuvântul inspirat spune că a încercat pe mai multe locuri și a găsit aici terenul lipsit de veghere suficientă, în ciuda faptului că Dumnezeu, așa cum a început, i-a avertizat. Când a pus pe om în grădina Edenului, i-a spus să lucreze și să o păzească de cel rău, da? Dându-i instrucțiuni concrete prin aceasta, Dumnezeu care se întâlnea față către față cu omul la început și dialoga pentru bine.
Este important acum să precizăm, văzând, auzind contextul biblic, ce s-a întâmplat atunci la început, să precizăm cine are nemurirea, cine o posedă. Așa cum spuneam la început, deci omul a fost creat, i-a oferit nemurirea condiționată. Așa. Deci nu s-a născut, nu s-a fost creat muritor, acest... nemuritor, pardon. Iar singurul care are nemurirea, spune și în Sfânta Epistola Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 17, spune că el este singurul care are nemurirea. Bun. Ce înseamnă aceasta? În el este viața originală, neîmprumutată. Când a fost pe pământ, Mântuitorul a spus, eu pot să-mi dau viața și iarăși să o iau. Ori nimeni dintre ființele create nu poate să spună acest lucru, nici îngeri, nici erofim, nici terafim, omul cu atât mai mult. Mulțumesc că ați precizat lucrul acesta. Dumnezeu nu înseamnă că are doar o viață până la infinit. El nu poate să nu va muri și nu poate să moară, dar are viața. E foarte, foarte bine că ați precizat acest aspect. El dă viață oricărei creaturi dorește El. Acum, noi știm de îngeri, heruvim, serafim, ei ce statut au? Faptul că după căderea Lucifer, cuvântul inspirat în Apocalipsa ne descoperă că a treia parte de îngeri au fost în cele din urmă de partea lui. Sigur, la început mult mai mult câștigase, dar în cele din urmă unii au reflectat asupra acestei idei. Dumnezeu n-a încetat ca să facă apel la inimii lor și au revenit. Dar în cele din urmă totuși a biruit a treia parte. Faptul că, vedeți dumneavoastră, a treia parte de îngeri, asta semnează că și lor nemurirele este dată tot condiționată. Deci nu putem vorbi că îngerii sunt nemuritori asemenea lui Dumnezeu, heruvimii sau serafimii, decât tot rămânând în cadrul legii, în cadrul principiilor, în cadrul ascultării lui Dumnezeu. Doar singurul, foarte important acest termen, singurul care are nemurirea, singurul care are viața în sine însăși, marele eu sunt. Este foarte important de subliniat acest aspect. Da, e foarte important pentru că la ora actuală sunt anumite curente care tind să ne spună fiecăruia că noi nu vom muri. Noi vom dăinui acolo, mai trăim. Dar înainte de a vedea de ce noi suntem muritori, să vedem ce se întâmplă în acest proces de degradare, la moarte. De ce nu rămânem nemuritori? Ce se întâmplă cu componentele acestea pe care le-ați citat din Geneza 1 și 2? Vedeți, așa cum spuneați legată de credința că nu vom muri. Acesta este ecoul minciunii lui Satan pe care a adresat-o părinților noștri la început când le-a spus hotărât nu veți muri. O mare minciună, hotărât nu veți muri. Vedeți, noastră, această minciună astăzi mai ca umflată, mai direct se propodește de la marele anvoane ale creștinismului chiar. Hotărât că nu veți muri. Ce vrea să spună această vrea să spună undeva subtil că omul este nemuritor. Hotărât nu veți muri. Atunci cum e? În ciuda faptului că Domnul a zis în ziua când veți mânca din pom, veți muri. Faptul că n-au murit atunci nu însemnează că Dumnezeu nu și-a adus la îndeplinire blestemul în urma neascultării. Dar acest timp de încă nouă, știm noi cât a mai trăit după ce a păcătuit Adam, dar de 700-800 de ani cât a mai trăit, a fost un timp de har, un timp de întoarcere, un timp de pocăință, cum fiecare dintre noi ni se oferă acest timp. Deci noi, practic, după dreptatea Dumnezeu ar trebui după fiecare păcat, nu, am murit când am păcătuit. De ce trăiesc? Trăiesc prin harul lui Dumnezeu. Trăiesc prin mila lui Dumnezeu. El a îngăduit acest timp de har ca să aibă posibilitatea omul ca să întoarcă. M-a întrebat ce se întâmplă cu omul când moare. Vedeți, asta este invers procesul creierii. Exact. Dacă la creare, da,
Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, așa cum am spus, și a suflat în suflare de viață, cum citim în Sfânta Scriptură. La moarte este procesul invers. Și Biblia este plină de... Aș cita, spre exemplu, pe înțeleptul Solomon în Eclesiastul, capitolul 12 de Memorii, unde spune că până nu se întoarce țărâna înapoi în pământul din care a fost luat și suflarea la Dumnezeu care a dat-o. Exact. Este foarte importantă, vedeți? Cum apare. Deci, suflarea, principiul de viață. Și apropo de aceasta, pentru că oamenii ziceați, văzut, suflarea merge la Dumnezeu. Deci suflarea trăiește, este eternă. De curând a murit cineva din câteodru familiei noastre mai energite și sora mea cu cumnata au fost de veche acolo. Chiar m-a întrebat, cât se dea sufletul, cum spun oamenii. Și ea a întrebat, ea spune, nu? Și în alte ocazii, ea spune, ai văzut ceva ieșind din omul acela, din femeia aceea, în momentul când am venit? Și azi n-a văzut nimic, a sughițat-o tată de ori și gata, a dat ochii peste, ca așa. V-a zic că n-ai văzut un duc, ceva, care s-a ieșit, care mai umblă, care mai rămâne, 30-40 de zile prin prejur, un nabur, ceva, n-ai văzut nimic, n-a văzut nimic. Și asta nu, odată, nu, de două ori, poate fi verificat și că... oricând, știi, e foarte interesant. Asta înseamnă că nu se contrazice Biblia. Exact, exact. Că Biblia zice că suflarea, principiul de viață, apropo, vedeți, a fost văzut când Dumnezeu a suflat principiul de viață în primul om, în Adam, n-a fost văzut. Deci principiul de viață, principiul de viață, care este și în plante, și în semințe, și în asta. E o sămânță de ani de zile și ea încă are gemene. Foarte interesant. Oamenii zilelor noastre vreau să vă spun că încearcă să sfideze pe Dumnezeu. Asta nu spun eu, știința încearcă astăzi prin un proces numit criogenare, un îngheț, să înghețe trupurile anumitor oameni care își permit, cu bani mulți, pentru un viitor apropiat sau îndepărtat. Atunci când știința va avansa, ei să învie. Dar mai e și alt aspect. Unii oameni, foarte puternici ai lumii, doresc să dăinuie și după moarte. Și să vă dau câteva exemple și dumneavoastră și telespectatorilor. De pildă, Hugo Chavez, Lenin, Stalin, Kim Il-sen, vă sună... Sigur că da, oameni care au dispus. Personalități politice, din păcate mulți dintre ei dictatori, și-au dorit ca după moarte ei să trăiască. Și știința a găsit o portiță. Au fost îmbălsămați și astăzi oamenii aceștia sunt vizitați. Mm-hmm. Da? Au avut... așa au dorit oamenii după ei. În ciuda faptului că unii au lăsat prin testament faptul să fie incinerați. Nu să fie vizitat, să plătească cineva un bilet, să meargă la un mauzoleu, să vadă până la urmă un trup mort. Unii se spune, dintre ei se spune chiar că ar fi din ceară, ar imita perfect. Da. Vedeți, tendința omului să trăiască cât mai mult în condițiile păcatului, când noi știm, și confirmă și Sfânta Scriptură în Ecleziastul, cei vii măcar știu că vor muri, dar cei morți? Nu știu nimic, da. Mie îmi place enorm textul acesta. Ne arată condiția noastră în moarte. Exact. Exact. Așa este. Totul Eclesiastul spune că Dumnezeu este Cel care a pus în om gândul veșniciei. Vedeți? Mm-hmm. Este foarte bine. Cine ar fi făcut fără ca omul să dorească? Să nu dorească veșnicie. Vedeți? Și așa că a pus acest gând, mulți zice, să mă văd eu mor, știți? Tot abandonează această idee și nu urmărește cu stăruință ținta și scopul vieții acela de a căpăta nemurirea prin Iisus Hristos. Dacă El este nemurirea, înseamnă să-L caut pe El. Chiar e un pasaj, un text în care spune, zice, caută nemurirea. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă, zice, caută nemurirea. Da? Caută sfințirea, caută nemurirea. Adică nemurirea e căutată. Și căutarea aceasta implică faptul că tu ai pierdut ceva. Ai pierdut nemurirea prin neascultare, da? Călcând condițiile, călcând legământul și poți să intri din nou în posesia ei grației lui Dumnezeu. Vezi? Așa este. Înțeleptul Solomon, vorbind despre moarte, da? Așa cum amintează, spune că cei vii, pe cei vii, ne așteptăm
ceasul, rândul, când Dumnezeu va hotărâ. Știm că vom muri, dar cei morți nu știu nimic. Deci expresia aceasta nimic, cred că nu mai lasă loc de comentarii. Nu știu nimic. Și ca și cum n-ar fi suficient, mai jos textul îi spun și dragostea lor, și pisma lor, și ura lor, de mult au trecut, toate deci s-au uitat. Da? Și dacă copiii lui ajung la cinste sau la ocară, el nu mai știe nimic. Și noi exact. Vedem în mijlocul nostru exact. Și în fiecare zi, viața cotidiană, vedem lucrul acesta. S-au încercat să se facă demonstrații unde se duce sufletul, ce vede la acolo, un tunel, o luminiță la capătul tunelului, un înger, Dumnezeu te așteaptă. Este un exemplu în Polonia, acum 41 de ani, da, am spus bine, acum 41 de ani, a fost un exemplu în Polonia, un lucrător de la CFR, a fost izbit între două tampoane de la două vagoane și a căzut în comă. L-a îngrijit soția, l-a îngrijit copilul și după un timp s-a trezit, după câțiva ani. S-a trezit, l-a decuplat de la aparatele acelea și prima întrebare a fost aceasta. Ce ai văzut cât ai fost în comă? Răspuns. Nimic. Acum, dacă ar fi să venim mai încoace, spre Noul Testament, există o întâmplare unde Domnul Iisus învie pe un om, pe Lazar. Interesant cum se raportează Biblia la moarte. Nu este singurul loc sau singura experiență în legătură cu... Da, e relevantă pentru noi acum. Lazar, dar este foarte relevantă faptul că atunci când aude vestea, Mântuitorul, da, se îndreaptă către Betania, către localitatea unde era Lazar și unde adesea el mergea în această familie, departe de ura și de bănuiala fariseilor și a cărturarilor, găsea aici exact. Un loc al odihnei sufletești, erau aici suflete sincere și a zis, i-a consolat pe ucenici când, da, nu vă temeți că Lazar, zice, doarme, zice, și atunci ucenicii liniștiți, zice, dacă doarme are să facă bine, și a zice, Lazar a murit, a tot pe față, adică ei deja au interpretat că e vorba de somnul acesta, da, cotidian. Moartea este privită ca un somn, de ce? În somn, omul nu mai e conștient de nimic. Omul nu mai face nimic, da? Vorbeam de curând cu un medic și zice toate procesele omului deja nu mai sunt sub control în timpul somnului. Deci, și din somn poți fi trezit, poți fi scunat. Când ne culcăm, nu știm ce se întâmplă peste noapte. Par dacă ne-am trezit și că e furtună și că plouă și altceva. Deci, și important este că cu gândurile cu care a dormit, cât că ați observat și telespectatorii noștri au observat, nu? Cu gândurile cu care noi ne culcăm, cu aceleași gânduri și griji ne trezim dimineața. Este foarte important cu acesta. Un somn. Sigur că e greu pentru cei care nu cred și nu studiază Sfânta Scriptură, credința vine în urma auzirii și auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu, deci noi aici găsim sursa autentică și orice răspuns al vieții și în mod deosebit al morții și al învierii și așa mai departe, dar sunt suficiente texte care arată că moartea este un somn, mă duc să-l scol, da? Și David vorbește despre somn, și eu vorbește despre somn, și Daniel vorbește despre somn, și așa mai departe, peste tot. Când conducem pe cei dragi în patul de țărână, de pudră, exact. Preotul spune, robul tău sau roaba ta a dormit. A dormit, exact. Deci Biblia nu se dezice. Exact. Ați spus că după somnul acesta odihnitor de noapte, urmează trezirea. Este posibil după moartea păcătosului să urmeze învierea? Da. Sfânta Evanghelie, de unde am citat din memorie, a Sfântul Evanghelist Ioan, vorbind despre această problema învierii, unde că vine ceasul, da, în capitolul 5,
Zice, vine ceasul când toți cei din morminte, deci nu vă mirați de lucrul acesta. Foarte important. Versetul 28, dacă îmi permiteți să citesc, capitolul 5, versetul 28-29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți. Este interesant introducerea acestui cuvânt, toți. Pentru că unii care am putea crede că omul merge în Raiul Dumnezeu sau în suflarea, merge în cerul și sufletul, mă rog, da? Aici spune că toți din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Și acum, versetul 29 clarifică, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut rău vor învia pentru judecată. Deci, fiecare, spune Apostolul Pavel, luând acest gând în Tesaloniceni, capitolul 2, spune că fiecare la rândul cetei lui. N-a dat Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Dumnezeu spune în Ioan 11:25, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Da. Îmi place această speranță. Îmi dă o speranță că dacă mă voi comporta așa cum îmi dorește Dumnezeu, voi fi înviat. Sigur că da, asta este speranța Bibliei. Noi n-am fi putut fi aici, noi n-am fi putut deschide Biblia, chiar nici n-am fi avut-o, că aceasta este Evanghelia. Iar Sfântul Apostol Pavel este foarte categoric că în 1 Corinteni, tot capitolul, este unul din cele mai lungi capitole din 1 Corinteni, capitolul 15, care vorbește și argumentând despre învieri. Este, dacă Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră este satanică. Și credința noastră este satanică, vedeți? Da. E interesantă această făgăduință. Dacă Hristos n-ar fi înviat, nici noi n-am fi avut nicio șansă astăzi. Exact. Și avem nevoie de această șansă. Noi suntem construiți, sufletul nostru, așa l-a construit Dumnezeu, pe speranță, pe încurajare. Exact. Ne prindem de această făgăduință a lui Dumnezeu și chiar dacă va muri, spune, va trăi. Unii răstălmăcesc spre pierzarea lor acestă. Ai văzut, spune că va trăi. Însă pentru Dumnezeu, cel care a murit credincios, da? Cu socoteli încheiate, cum spunem noi în limbajul uman, vezi? El este ca viu pentru Dumnezeu, pentru că ceea ce mai desparte este o clipă. În somn nu-i știință, nu-i noțiunea timpului. Nu poți. Uneori noi ne simțim atât de bine după 5-10 minute când creierul s-a liniștit, băi, dacă nu uităm la ceas, aveam impresia că am dormit nu știu cât o oră sau două, dar și 20 minute. Vezi? Nu este noțiunea aceasta a timpului. Următoarea clipă va fi întâlnirea cu Domnul. Pentru că el, cum aminteam anterior, el s-a culcat cu acest gând. El s-a culcat și vom învia cu acest gând. Voi rămâne, exact. Da. Acum, fiind vorba de învierea celor drepți, învierea morților, înseamnă că sunt mai multe învieri? Da, sunt mai multe învieri, așa cum citam și textul din Ioan aici, iar Apostolul Pavel spune fiecare la rândul cetei lui și în Apocalipt de asemenea, vorbind despre aceste cete, e și o înviere specială, Apocalipsa ne spune despre o înviere specială, pentru că Domnul a promis celor care l-au răstignit atunci, zice, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii celui. Veți vedea cu alte cuvinte pe cel care l-a răstignit. Uh-huh. Și va fi pentru ei o înviere specială doar momentan, ca să vadă pe Iisus Hristos, după care iar vor muri, urmând ca să vii la învierea cea după mileniu. Am anticipat un pic vorbind despre cele două învieri. Și acum să ne luăm puțin detaliat, dacă mai lărgit un pic. Deci, ce se întâmplă? La venirea Domnului Iisus Hristos, toți cei care l-au primit, toți cei care l-au iubit, toți cei care au crezut în El, în sensul că în El este viață, cum vorbim, că El poate să ofere nemurirea, uh-huh, și că El oferă iertarea, curățirea,
spălarea, implantarea caracterului său, crearea unui om nou după chipul și asemănarea lui apt pentru cursele cerești, pentru societatea ființelor imaculate, toți aceștia care s-au pregătit, ei au parte la venirea lui de prima înviere. Apocalipsa fericește pe cei care au parte de prima înviere, deci ferici de cei sfinți care, prin contrast cu aceștia, cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, vor învia la rândul cetei lui. Aceasta Apocalipsa le descoperă că va trece 1000 de ani, un mileniu, da? Un mileniu. Deci că omenirea așteaptă acel mileniu. Biblia vorbește de acel mileniu. Capitolul 21, 20, de foarte spun detaliat. Spun că ar fi de pace, de prosperitate, spun unii. Da. Dacă am citit Sfânta Scriptură, am avea, cum spuneam, informația cea lămurită, cea exact, clară, exact, cea corectă de dumneavoastră. Da. Pentru că după ce Domnul Hristos vine a doua oară și ridică pe toți cei credincioși de pe acest pământ, pământul va rămâne pustiu și gol, toți cei nelegiuiți aflați în viață la data aceea vor fi nimiciți. Vezi capitolul 6 din Apocalipsa spune că vor fugi la munți și la stânci și voda, și apoi vezi în capitolul 16 plăgile care urmează simultan și în intensitate, până în cei de urmă va fi ultima plagă cu tremurul care va distruge tot ce va fi pe acest pământ, și apoi are loc, deci pământul este lăsat așa 1000 de ani. Despre Satana se spune că el este legat. Nu în sens, e figurat vorbit așa. Da, în sensul că nu mai are pe nimeni de care să se atingă. Adică va cine privi, se înșele, pe cine se exact, va privi la rodul lucrării lui. Uh-huh. Da. Tot ce va fi pe pământ. 1000 de ani. Timp în care în ceruri are loc judecata celor nelegiuiți, la care cei credincioși sunt martori. Ce înseamnă aceasta? La data aceasta, când are loc judecata de cercetare, poate va fi un subiect viitor, în 1844, când începe judecata de cercetare a fiecărui caz, da, eu și tu putem fi strigați în cartea cerului, dar nu sunt acolo prezent să știu ce se întâmplă. Dar când voi participa la judecarea celor nelegiuiți, voi putea înțelege cum s-a făcut și judecata mea. După ce se încheie această judecată și când toți vor spune drepte și adevărate sunt căile tale, Dumnezeu va coborâ pe acest pământ cu cetatea sfântă Nou Ierusalim, vor învia toți cei nelegiuiți, vorbeam de învierea a doua, da? La ceata celor. Toți cei nelegiuiți vor învia. Pune că vor fi ca nisipul mărilor. Gândiți-vă, dacă la data aceasta se întâlnește circa 7 miliarde, dacă cei mântuiți, spun că e o mare gloată pe care nimeni nu poate număra, vor fi ca nisipul mării, asta este expresia Bibliei, și cu gândul care au adormit, sub inspirația marilor conducători ai lumii aceștia, care au dorit să cucerească cât mai mult, și în spatele tuturor acesta fiind tartorul răului, vrăjmașul, vezi, vor aliga către cetate ca să o nimicească. Pentru că față de mulțimea de pe pământ va fi o minoritate cetatea pentru ei. Și atunci Dumnezeu va îngădui să coboare foc din cer ce purcioasă și vor mistui, da, pe diavol și pe toți cei. Da, interesant. Prima înviere a celor drepți. A celor credincioși. Sperăm să fim și noi. Da? A doua înviere a celor nelegiuiți. Și ați precizat și de învierea specială a celor care... Cărora le-a promis Domnul Iisus Hristos că veți vedea pe cel care l-a răstignit. Uh-huh. Foarte interesant. Adică Domnul și-a ținut făgăduința față de ei și ei vor vedea pe noi. Exact. Și apoi ați mai precizat de acea perioadă de 1000 de ani. Da. De unde Satana nu mai are pe cine să păcălească, să înșele cu teoriile sale false. Exact, exact. Da. Acum aș vrea să privim puțin pe Domnul Iisus. Pentru că, până la urmă, El e centrul întâlnirii noastre. Dumnezeu, Domnul Iisus, acum 2000 de ani, este dat în mâinile păcătoșilor și este răstignit. Are și El parte de o moarte, o moarte violentă, aș putea să adaug eu, pentru că El nu merita. Nedreaptă și violentă. Da.
credeți că această moarte, această înviere a Lui, precizată de cele patru Evanghelii, sunt pentru mine ca o speranță, se va împlini într-un fel în dreptul meu a credinciosului simplu? Sigur că aceasta este ținta și acesta este obiectivul principal a celor câteva zeci de ani pe care Dumnezeu ne-i dă. În Evanghelia după Ioan se precizează spunând: și viața veșnică este aceasta. Citez din memorie capitolul 7, versetul 3. Care aceasta? Două puncte. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Iar oamenii care au înțeles se exprimă cam așa și le dau cuvintele în limbajul Apostolului Pavel. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinței Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți despre care vorbeam la prima înviere. Deci aceasta a fost ținta tuturor celor care au crezut din toată inima și au exemplificat în viața lor această credință, că la urmă oamenii toți cred, zice, în Dumnezeu și în Iisus Hristos. Doar nu se crede în diavol, spun oamenii. Și când ne salutăm cu Hristos a înviat și răspunem adevărat a înviat. Dar Evanghelia cere mai mult, ca această moarte și a învierii Domnului Hristos să se răsfrângă zilnic în viața noastră. Că în Corinteni și în Galateni, de asemenea, spune Apostolul Pavel în capitolul 2, versetul 20, nu? Despre am fost răsidit împreună cu Hristos, adică să port totdeauna omorârea lui Iisus Hristos în viața mea, pentru ca și viața Lui să se reflecte, să se înțeleagă. Acesta este tema și acesta este scopul învierii, nu așa? Dacă noi credem și dacă eu cred că Domnul Hristos mă va învia în ziua aceea, dacă voi trece prin valea umbrei morții, eu cred și într-o înviere spirituală. Nu știu în ce măsură este înțeles de ascultătorii noștri, dar Sfântul Apostol Pavel spune în Romani că noi suntem morți în păcatele și în greșelile noastre. Adică trăiesc, dar trăiesc prin har. Dacă ar fi să tragă linia acum și să încheie harul acesta, da? Mila Dumnezeu, eu mor în păcate, așa cum a murit unul din tău har. Recurci, ales să moară în păcat, în timp ce celălalt ales viața, ales Iisus Hristos. Da, interesant acel subiect cu tâlharele de pe cruce. Da, 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 la care face mulți, da, aluzii și e foarte controversat, pentru că cei mai mulți pun pe seama și zice, ai văzut că sufletul acelui tâlhar sau acel tâlhar s-a aruncat la cer. Ori Biblia nu precizează acest lucru. Dacă tot am adus în discuție acesta, dacă este permis ca să putem, vedeți noastră, că la început Biblia n-a fost scrisă așa cum o avem noi astăzi, pe versete, cu semne de punctuație, cu virgulă, știți? Și când ulterior s-au pus, atunci ori aici virgula nu trebuie pusă greșit când textul spune adevărat îți spun ție, virgulă pun unii, astăzi vei fi cu mine în rai. Ori nu este corect, pentru că astăzi unde urma Domnul Hristos să fie? În mormânt. Era vinerea, în sabat, da? Sâmbătă noaptea, somnul morții. Somnul. Și apoi dimineața învierii și așa mai departe. Când la dimineața învierii, vezi, Maria la apucă și zice, nu mă ținea. De ce? Pentru că încă nu m-am suit la tată. Deci, atât, era a treia zi. Da? Era, că așa se dă la evrei. Nu ajunsese nici rai, nici în iad. Deci, noastră, e nonsens. E foarte interesant cu oamenii să dă după aceasta. Încât Biblia este foarte explicită. Deci, dar verifică contextul. Când s-a urcat Domnul Hristos la cer? După 40 de zile. De-a lungul acestor 40 de zile s-a arătat în multe locuri și în multe feluri. Învierea nu era un adevăr popular la data aceea. Chiar vreau să mușamanizeze și au mituit și pe unii și pe alții ca să spună că l-au furat ucenicii și așa mai departe. Cu atât mai mult. Ca să te jerfești pentru așa informații, dacă nu e adevărată, și de-a lungul timpului oamenii au dovedit. Au început să creadă, din păcate. Da. Se spune că ar fi fost martori 515 persoane care l-au văzut pe Domnul Iisus până la înălțare. Deci oamenii aceia, adică nu e un număr de neglijat, n-au fost unul, doi să depună mărturie unul pentru altul. Apoi faptul că acele femei au fost dimineața acolo și au găsit o gardă romană pe care
ei aveau până la urmă în consens, în consemnul lor militar, să păzească cu sfințenii acel mormânt sigilat. Uh-huh. Apoi faptul că Domnul Iisus nu a relatat nimic din ce a văzut, unde a fost, putea să scrie undeva într-o Evanghelie, bănuiesc. Să-i fi spus lui Luca, pentru că el a continuat apoi în Faptele Apostolilor, da, Evanghelia sa. Putea să-i spună ceva. Nu găsim, din păcate sau din fericire, nimic, nimic. Exact, exact. Și noi recunoaștem, și telespectatorii, cei care ne urmăresc, recunoaștem că Biblia este adevărată și că modelul nostru este Domnul Iisus. Eu cred că ar fi precizat ceva dacă era pentru mântuirea noastră. Cu siguranță, cu siguranță. Vedeți noastră că unii zice, da, a înviat, dar n-a înviat în trup. Însă Mântuitorul, când s-a arătat ucenicii, când a zis pace două, când s-a arătat pace vouă, când s-a arătat pe țărm, când a fost pește, a zis, aveți ceva de mâncat, puneți acolo pește, și a zis, aduceți aici, puneți mâna, pipăiți-mă, eu sunt, nu sunt un duc, exact. Un duc nu mănâncă sau asta. Și apoi însuși lui Toma, care n-a fost prezent la întâlnirea cu asta, a zis, Tomo, tu nu crezi? Uite, adu și pune de aici. Și atunci după ce, care a fost mărturia lui Toma? Care a fost convingerea lui? Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul rostește o fericire în dreptul lui, pentru că Toma reprezintă pe noi, cei care exact. N-am văzut, exact. Dar credem pe baza cuvântului și a mărturiilor cei care au fost mărturi oculari. Așa este. Ferice de tine, sau ferice de noi, că noi n-am văzut, dar am crezut. Da. Dar ferice și de ei, că ei au fost martori atunci. Da. Și ei au fost cei mai fericiți. Ei au umblat cu Domnul Iisus, ei l-au citit, l-au ascultat și mai departe au dus învățăturile pe care noi le avem compilate în aceste 66 de cărți. Da? Că mai târziu spune, zice, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit, aceea vă spun. Ca și voi să credeți, să fiți mântuiți, să aveți nădejde, să aveți speranță, cum ne era vorba. Știți? Adică că poate fi verificat de acesta, adică e foarte important lucrul acesta. Nu s-au întâmplat undeva sub, nu? În întuneric undeva sub, da. Da. Mi-a plăcut că Toma a pipăit coasta Domnului Iisus, cea care a fost împunsă cu sulița atunci când a ieșit din el sângele și limfa aceea. Da, apoi i-au văzut palmele găurite, da, de suferința aceea pe care a avut-o atunci în Ghetseman. Acele piroane se spune că ar fi avut 18 cm. Ori în ziua de astăzi, ca să-ți bată un piron în mână sau un picior, de un piron din ala ruginit, că presupun că n-aveau polizoare atunci să le șlefuiască, să le dezinfecteze, ori aceasta a fost cea mai mare mărturie. Exact, exact. Da. Am zis să... Am vrut să încheiem cu mărturia Domnului Iisus, pentru că a Lui e cea mai relevantă. Exact. Dar și a apostolilor. Da? Știm că apostolii au fost, fiind contemporani cu Domnul Iisus, ei au văzut și au murit cu credința aceasta și cred că Dumnezeu îi va învia la prima înviere, pentru că ei s-au ținut de această învățătură. Așa cum vă dădeam exemple puțin mai înainte, din păcate noi am luat această carte frumoasă și am adaptat-o după mintea omenească și am început să credem că, o să vă dau acum un exemplu întâmplat înainte de nașterea Domnului Iisus, Platon, un mare filozof grec, a fost de față când maestrul său, Socrate, a murit. Și Socrate, înainte de a muri, de a fi omorât în piața din Atena, ca exemplu pentru ucenicii săi, îi spune ceva lui Platon. Și scrie într-o carte despre frumusețe, se numește sau Phaidon. Și în acea carte el scrie că sufletul nostru este nemuritor. Și explică și de ce. Dacă ar fi ceva complex, de pildă trupul plus sufletul, ceea ce am citit din Geneza, ar muri.
Dar pentru că sufletul este ceva simplu, el se ridică la Dumnezeu. Ei nu credeau atunci în Dumnezeu, ei atunci credeau în anumite zeități, ale înțelepciunii, ale frumuseții, ale alcoolului, ale... Da? Și oamenii așa de frumos au făcut niște povestioare, care sunt gâdile, urechile contemporane, încât noi, mă refer la creștinism, am preluat, din păcate, această erezie. Exact. Și o folosim și astăzi. Sufletul este mai ușor cu nu știu câte grame, se duce la Dumnezeu și va fi bine. Da. Mă gândeam la... Este o parabolă în Biblie, parabola săracului Lazar și a bogatului. În Luca 16, da. Da. Vedeți că acolo nu se precizează anume unde este sufletul. E o simplă parabolă. Da. Și cred că am putea să o, să o exemplificăm. Pentru că mulți se folosesc, ai văzut? Ai văzut acolo în ce se întâmplă ceva? Unii suferă care n-au făcut binele și unii care au făcut binele și totuși au fost înăpăstuiți aici pe acest pământ, în cealaltă lume sunt bine văzuți, sunt cei din tâi. Vedeți, e adevărat că Domnul Hristos folosea în vorbirea sa parabole. Aceasta însă este construită după mentalitatea lor. Iar în această parabolă, în mod deosebit, nu trebuie luată ad literam. Și ca să mă explic, aș vrea să fac aluzii și la o altă parabolă de judecători. Că spune că copacii s-au dus la măslin să-l scăuneze ca împărat. Da. Și n-a vrut. A zis, eu nu las uleiul meu și așa mai departe. Este relatată în judecători. Au mers apoi la smochin. Nici smochin. Au mers apoi la viți. E vorba cu scăunarea lui Abimelec. Vedeți? Copacii vorbesc. Poți să iei această parabolă și să mergi să-i dovedești cuiva și să-i argumentezi cuiva că copacii vorbesc? Poți să iei această parabolă pe care Domnul Hristos o prezintă în Luca 16 cu pilda bogatului nemilostiv și să spui că aceasta este învățătoare despre rad și despre iad. Vedeți? Prăpastia despre care vorbește aici că între mine și tine este o mare prăpastie, vorba de prăpastia păcatului. Peste acest abis, peste această prăpastie a păcatului, Domnul Iisus Hristos a întins o punte, El însuși fiind puntea, El a coborât o scară, în dreptul fiecare dintre noi, a coborât o scară, pe această scară, a pregătit o cale, pe această cale, în stânga și în dreapta este prăpastia, te abate, este primejdios, exact. Plătești cu viața, vezi? Trebuie să urmezi în totul statul conducătorului. Și apoi când se scuză zicând, bun, pentru mine nu mai poți face nimic, nu? Dar zice, mergi la ai mei. Exact. Mergi la mei. Conversația aceasta, vedeți, este imaginară, pentru că distanța este atât de mare, nu poți să conversezi. Dacă sufletele, da, conversează între ele, atunci eu pot să mă bucur în timp ce ceilalți pe care îi văd ei ard în focul veșnic. Exact. Sau du-te și mângâie pe cei de acasă. Dacă ar fi putut să vină să mângâie, nu credeți că ar fi venit să mângâie, dar nu putea, de aceea a zis, au pe Moise și pe proroci. Ei, aici folosește Satana canalul acesta de comunicare. Oamenii au nevoie de cei dragi, au nevoie de mângâiere, au nevoie de speranță privința aceasta și vrăjmașul zice, acum e momentul să-i aduc pe Samuel, ca în vremea lui Saul, să-l aduc pe cel care să-i vorbească. Dar, de fapt, este medium, este vrăjmașul, este spiritismul, care stă la baza religiilor false și a nemuririi sufletului de la natură. Așa este. Din păcate, timpul emisiunii s-a epuizat. Mai am o ultimă întrebare și aș vrea să răspundeți foarte, foarte scurt. Mai există minunea învierii astăzi? Nu mă refer la ce se întâmplă la Ierusalim. Dacă astăzi Dumnezeu mai învie oameni. Da. Astăzi îi învie, pentru că ne referim la acea înviere spirituală, așa cum spuneam. Da. Oameni care sunt fără speranță, fără nădejde, fără Dumnezeu, fără nimica. N-au niciun obiectiv, nicio orientare. Și cum spunea cineva, zice, viața fără țintă este o mare
rătăcire. Deci, practic, mergi într-un labirint neștiind de unde vii și unde te duci. Deci, tocmai această credință în înviere mă face să studiez Biblia, să conlucrez cu Dumnezeu, ca să aibă loc învierea aceea a omului vechi, da? Și refacerea omului nou, singura speranță a învierii. Hristos în noi, nădejdea noastră, locuirea Lui în noi. Deci, noastră, așa cum câteva săptămâni urmă am sărbătorit nașterea Mântuitorului. Ori El vrea să nască în fiecare ființă, în fiecare inimă, să crească și să ne mântuiască, cum cântăm. Așa este. Vă mulțumesc. Ați și am încheiat într-o notă optimistă și până la urmă asta e sensul emisiunii, ca cei de acasă care ne privesc să fie siguri că Dumnezeu are grijă de fiecare din noi în parte. Noi încă mai trăim până la revenirea sa, mai trăim în umbra crucii și credem că Dumnezeu se ține de cuvânt. Vă mulțumesc pentru încurajări, vă mulțumesc că ne-ați mai adus aproape de Dumnezeu prin această carte superbă numită Biblia. Vă mulțumesc că ați putut să veniți în această zi, să ne mai aduceți aproape de Dumnezeu. Vă doresc o săptămână frumoasă și ne-ați promis că ne mai vorbiți despre un subiect, despre judecata de cercetare. O să vă mai invităm și invit pe telespectatori să rămână aproape de Dumnezeu, să rămână aproape de noi. Eu sunt Ilie Daniel și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere!